Bine v-am regăsit la Poezie și Creație. Sunt foarte bucuroasă pentru că astăzi invitatul meu este Florin Zanfirescu. Sunt ferm convinsă că nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, deși poate că ar fi bine ca tânăra generație să știe despre ce vorbim. Foarte, nu știu dacă sunt pieptănat destul, nu știu dacă arăt destul de bine pe gustul bine. Tineretului. Pentru că tineretul nostru s-a schimbat atât de mult încât am dispute pe Facebook, am primit jigniri. Pe Facebook? Da, uneori. Uneori și laude și apreciere. Cererea de a fi prieteni. Dar, în general, tineretul nostru de astăzi este pe altă lungime de undă cu noi, cei care am activat, în primul rând, în secolul 20. În secolul 20. Da, eu am trecut de secolul 20 mult, până în 2020, până anul trecut, am lucrat. Deci 20 de ani. Dar am descoperit diferența din ce în ce mai mare între mine, să vorbesc de mine, și de generația care vin, generațiile care vin. Și atunci mi-am zis, cel mai bine e să te retragi, pentru că dreptatea e de partea lor. Lumea este a lor. Cum o vor duce de râpă, poate, poate nu. Nu se știe. Nu se știe, este foarte adevărat. Printre rolurile pe care le-ați avut în societatea noastră a fost și cea de rector al unei RTC. Și asta pentru că ați pus punctul pe tânăra generație. Erau altfel când... Da. Da? Erau altfel. Aveau altă informație, da? Și alt raport cu școala, nu cu profesorul, cu neapărat școala, cu profesorul, da. Dar și cu profesorul. Adică ei veneau la școală să învețe. Acum se vine la școală ca să ne învețe ei pe noi. Am înțeles. Adică ei nu vor să învețe asta, ci vor asta. Asta a început de prin 68, cu scandalurile din Franța, cu studenții de atunci, eu știu. Și mă gândeam, eram student și mă gândeam, cum să vină, bă, studentul și să spună, noi vrem să învățăm asta, materia asta și asta. Păi dacă vii să te faci inginer, e un nene acolo mai bătrân care spune, ca să fii inginer trebuie să știi rezistența materialelor. Noi nu vrem să știm asta. Nu înțelegeam nimic. Da. Acum s-a impus până la urmă că tinerii au totdeauna dreptate și cei bătrâni, dacă s-ar putea să dispară. Acum, unii dispar, toți vor dispărea și vom dispărea. Fac ca Lucia Sturza Bulan, dar erau la mormântarea lui Bălțățeanu și toți mari actori, artiști ai poporului, Bălțățeanu, la fel, cel mai mare dintre ei, Nicolae Bălțățeanu, și mergeau un convoi și ziceau, a zis unul, muri și Nicu Bălțățeanu. Și Madame Bulan a auzit și s-a întors și a zis, toți o să muriți. adică ea nu. Doamne, ce personalitate vulcanică, ce femeie extraordinară, ce om de cultură incredibil. Se putea învăța de la ea? Păi, probabil că n-am prins-o, da, se putea învăța, se putea. Era o personalitate. Era o personalitate. Da. N-am văzut-o jucând, nu știu. Madame Boulandra a murit în 1962, cam așa. Da. Cam așa. Cum era studentul Florin Zanfirescu? Pentru că vorbim de perioada aceasta. Eu am pățit un mare necaz. Dorind, de când mă știu să devin actor, am avut enorme emoții, deși mă lansasem cu un an înainte la televiziunea română, dialog la distanță, eram vedetă. Dădeam autografe pe stradă uneori. Adresa mea era recitatorul din Călimănești și primeam geamantane de scrisori. Adică nu așa o glumiță. Venea poștașul și golea toată tolba aia la mine pe masă. Și le-ați citit pe toate? Păi le-am citit, că nu era greu să le citești, dar n-am putut să răspund. Ca student, eu eram dornic să învăț, eram convins că asta e școala visurilor mele și profesorii, eu le mai descopeream și hibe. Dar am înțeles că de la ei am ce învăța și am de învățat. N-are rost să încerc eu să-i lămuresc greșelile. Treceam peste asta, că venisem să iau ce e bun, nu tot. Și era profesor, dar oricum era altfel de școală. Sigur. Era Costache Antoniu, era și rector, artist al poporului. Trecea pe culoar,
noi credeam și eu credeam că ne lipim toți de perete. Când trecea. Pentru că trecea Costache Antoniu și făceam bună ziua, meștere, bună ziua, meștere. Și el trecea și bonjour, bonjour. Era Finteșteanu, Ion Finteșteanu, artist al poporului. Venea la și la clasă și trecea pe culoar. Bonjour, bonjour. Și noi eram lipiți de perete. Pe vremea aia era respect, nu jucărie. E, nu din respect ne lipeam de perete. De frică. De frică? Da. Era un sistem, era de ajuns ca unul din profesori, oricare, să se simtă jenat de un student și spunea, vine puțin încoace, vine puțin încoace. Cum te numești dumneata? La ce clasă ești? Bine. Și a doua zi erai dat afară. Vai de mine. Adică nu se discuta. Am înțeles. Dacă s-a plâns Finteșteanu că eu, puști necunoscut, am făcut o prostie, nu știu, l-am jignit, m-am strâmbat la el, ce știu? Așa, a doua zi... Nu. Și atunci de frică, de teamă, dar asemăna cu respectul teama. Că nu îndrăzneai, înțepeneai. Cum intră generalul între răcani? I-a intrat și ăla, ăia tu s-o opresc. A trăit. Cam așa, cam așa era, da. Deși era o facultate, IATC-ul, în care libertatea era pe primul plan, că e facultate de creatori. Și eram liberi pe scenă, eram liberi, dar nu puteam să ne permitem față de profesori ceea ce se întâmplă astăzi. Ai de capul meu. Nu există. În plus, erau mai puțini studenți în grupă, din câte știu. Nu erau mai puțini. Timp... Noi eram 17 și eu am avut ultima generație pe care am terminat-o în 2020, erau 17. Da? Deci, nu, aveam condiții, erau la Schito Măgureanu și nu erau grozave. Erau sălițe de clasă care imitau teatru. Aveau 20 de locuri în sală, stăteam toți acolo și o scenuță cu cortină, cu reflectoare și scenuța era atâta. Ziceai că e o miniatură, dar acolo făceam exerciții. După aia Cassandra, care era tot, iarăși o scenă mică, de exemplu, eu când am trecut la Târgu Mureș pe o scenă adevărată, nu mă auzeam de niciun fel, îmi spunea, domnule, nu te aud. Într-o lună mi-am dat drumul, că eram conștient de trebuie să mă mut de lumea. Dar noi obișnuiți cu spații mici și ăsta era meteahna tuturor. Toate generațiile care terminau și care termină și acum sunt criticate că nu se face vorbire cu ei, că nu se aud. Că nu se aud pe scenă. Se face vorbire. Dar fiind în spații, oamenii nu vor să înțeleagă. Dom'le, primul an omul ăsta e novice, nu poate să... Până învață el să-și dea drumul să vorbească pentru ăla din stal, din balcon, e mai greu. Da. Am citit într-un, mi-aduc aminte, într-unul dintre interviurile pe care le-ați dat, în revista Teatrul, vorbeați exact despre lucrurile pe care studenții trebuie să le afle, de voce, de ochi, de... Păi de acolo tot. Am dezvoltat materialul și am o carte, Actorie sau magie, care e ar fi foarte folositoare, dar se mai citește astăzi. Astăzi, în cel mai bun caz, se răsfoiește. Pac, pa, asta o știu, pac, asta nu mă interesează. A, uite aici, interesant, ce zice? Da, pa, uite, bă, te-a închis. Asta e tot. Zice, am citit. Și eu, de multe ori, cu studenții foști, am testat. Zic, păi, da, asta că l-am scris în carte. Că le-am dăruit cartea special, nu că poate nu o găsesc în magazin. Află noutăți. Zic, ia să citim. Deci fac cartea și zic, păi, asta scrie. A, noi aici n-am ajuns. Era pagina 10. Aici n-am ajuns. Ai ce să faci? Scrii pentru... Eu așa pățesc. Că mai scriu. Și am mai scris. Pentru... Din dorința de a nu se pierde informația. Acum, poate peste... Eu mi-aduc aminte că am citit din scoarță în scoarță cărți care nici nu te-ai gândi. Lasă munca actorului cu sine însuși. Vorbesc de liceu. Vrând să devin actor. Că ce am înțeles, ce n-am înțeles, aia altceva. Dar am citit cărți, amintirile tuturor actorilor români. Ion Manuelescu, Lucescu Zaburanda, Maria Filotti, Vasile Toneanu. Adică sunt actori care și-au scris memorii. Și-au scris Manuelescu. Ei. Și-au scris ei. Da. Nu că a venit un cronicar și din admirație. Eu am observat că nu pot citi acele cărți. Există o sumă de piese pe care omul ăla le-a jucat, câte o fotografie, că ce talentat era și eu, în general,
când scrie un cronicar despre un actor, o face cu admirație. Și, în general, îl laudă ca pe Aristide, Demetriad și așa. Am citit-o, dar mi-am dat seama că mult mai interesantă e cartea scrisă de el însuși. Așa m-am îndrăgostit eu de cartea pe care a scris-o Maria Filotti. Absolut superbă. Am ales teatru. Da. Păi cum? Superbă. Eu scriu o carte care se numește, că i-am găsit un titlu, mi se pare mie, necesar. Necesar de modest. Am fost actor. Da. Inspirat. Da, pentru că acum de un an eu m-am retras din activitate și mă mai știe lumea, mă mai atacă pe stradă, să mai dau și relori. Și acum de curând a fost Steaua fără nume, sunt piese care am, filme, că sunt destule, dar eu sper să mă uite pe mine, să-l țină minte pe diaconul. A avut o expresie când eram noi mai tineri și prieteni, a avut o expresie foarte bună. Diaconul e un om deștept și un om talentat, mare talent. A zis, dom'le, eu nu contez, eu pot să intru în noroi, în mizerie, eu servesc o instituție și o ridic la nivel mare cât pot de mare. Aia se numește Mircea Diaconu. Da. Instituția. Eu sunt un servitor, un muncitor al acestei instituții. Foarte frumos. Foarte frumos. Adică nu, sunt actori care trăiesc în public, merg în public, merg în baruri cu plete, cu... Sunt actor, știi? Joacă teatru în public. Că el, ca el numai. Și sunt acum... Acum e o meteahnă. La televizor, că te uiți, vrei, nu vrei, te uiți ce să faci. Dom'le, tu sunt actor, dom'le. Apare o fufă, îi zic fufă în sensul bun al cuvântului, că e frumoasă, de mori. Și a luat unul să filmeze o reclamă. Și e actriță. Ea e actriță. Păi voi știți ce înseamnă să fii actor, dom'le? Poți să fie vedetă, vedetă, o vede lumea și vedetă. Poate vede, dar nu e actor. Da, corect. Am avut de curând o dispută pe Facebook cu un domn, nu-i dau nume, care, despre care nici măcar el n-a zis, actorul cu tare, face... când a jucat omul ăsta? Ce a jucat? Arătați-mi un rol. Și el, în frontă, mi-a răspuns că a jucat chiar cu mine odată undeva. Dar nu mi-a spus în ce. Și că mă certa pentru că nu l-am observat. Păi, bă, băiate, nu, ce știu ce ai fost acolo? Corect. Poate ai fost un halebardier sau figurație. Și eu nu te-am observat. Ce, e vina mea? Da, deci, asta e un fel de nemulțumire a mea că se folosește termenul actor în foarte multe ocazii fără sens. De exemplu, actorii dramei, drama fiind socială, politică, nu știu, actorii, când de fapt cuvântul e actant. Actanții dramei, cei care au acționat. Nu actori, domnule. Lăsați meseria asta în pace. E o meserie nobilă pe care eu o iubesc și o respect. Și vreau și alții să o respecte cât merită, că acum nu îi respectăm la infinit, așa, ca pe Buddha, actorul. Dar actorul e actor. Ăsta face niște studii, citește niște materiale, niște piese de teatru, sute de piese, la facultate vorbesc. Sigur. El face un anumit sport, face anumită pregătire ca să fie actor. E actor. Până să devină artist, e un mare pas. Da. Atunci, unii devin și artiști. Iar vedete pot să fie și actori. Vedetă. Hărăbori e și actriță și vedetă. Că e frumoasă, apare în postere de astea. Deci nu e nicio supărare, e vedetă. Eu nu-s vedetă. Și nici n-am sperat, nici n-am visat. De-aia mie nu-mi place când mă știe lumea pe stradă. Când mă oprește. A, îmi dați, faceți o poză cu nevastă mea. Și eu am un răspuns. Zic, păi, dar nu e gelos? Eu sunt foarte periculos. Nu sunt, domnule. Mă jignești. Păi nu știi ce pot. Nu, mie nu-mi place să fiu vedetă. Nu m-am făcut actor pentru asta. M-am făcut actor pentru cu totul altceva, din curiozitate. Da. Eu am vrut să văd cum e când te îmbraci în haină de cerșetor, cum e când te îmbraci în haină de rege, ce simte un medic care chirurg sau ce știu, un rol. Sigur. Te treci prin toate, e ca și când aș vrea să epuizez, reîncarnările. Foarte, îmi place foarte tare ce mi-a spus.
Da. Păi da, știam că o să-ți placă. Că rostul meu aici e să-ți fac plăcere. Nu, rostul nostru aici este să le arătăm oamenilor că se poate, că poezia poate fi o hrană până la urmă. Pentru că aici voiam să ajung, de aceea am... Poezia e ceva acest... fără de care nu se poate. Nu se poate, așa e? Nu se poate. Eu am scris poezii, am, o să scot un volum așa. Dar mi-am ales din vreo 300 de poezii care de-a lungul vieții le-am scris, am ales 30. Restul mi se pare maculatură. Prea personale, prea nu știu ce. Și... Dar am scris câteva. Vrei să spun una? Te rog. Una. E atâta. Mi-e frică de mine. Mi-e frică de tine. Mi-e frică de noi amândoi. Mi-e frică de timpul ce trece și vine, lăsându-ne goi de suflet în camere noi. Da. Dacă așa sunt toate. Păi foarte frumos. Foarte frumos, într-adevăr. Intră într-o anumită stare, e incredibil ce poate face poezia. Da, recunosc, m-a purtat pe aripile ei. Eu am fost prieten ultimii 3 ani din viață cu Nichita Stănescu, 80-83. Și lui am îndrăznit, adică i-am spus odată, scriu și eu, dar nu știu, bătrâne, arată-mi. Până la urmă a venit la mine odată și am scos caietele și am citit câteva. Și a uitat așa și a zis, le alegem, le rafistolezi și eu îți fac cuvântul înainte și scoți un volum. Și n-am vrut. Mi se pare ceva atât de intim poezia. Eu pot să m-am și dezbrăcat în pireagolă, în spectacole, au pus cătușe, flori, da. Ceva care, instrumentul meu e și corpul. Dar să scoți la iveală fierberea, clocotul dinăuntru tău adevărat, prin poezie, mi se pare de neacceptat. Mi se pare de o intimitate la care încă eu n-am putut să am acces, adică nu să am acces, să o vând în afară. Și Nichita face asta cu așa o eleganță și o frumusețe. Da. Da, e foarte adevărat. Cum... Care a fost momentul în care a simțit că nu se poate fără poezie? Primul moment, când ați descoperit poezie. Probabil că am simțit asta fără să știu. Da. Aveam 2 ani și jumătate. Mama mea a fost casnică, dar jucând teatru la amator, jucase ca elevă. Avea un învățător care a descoperit că vorbește bine, că... Și era iubitoare de poezie, iubitoare de Eminescu, iubitoare de Coșbuc, de Alexandrie, în general Tăpurceanu, poeții români. Și avându-mă pe mine cobai când începusem să vorbesc, a început să mă învețe. Nu știam să citesc, dar zice, ea zice, a venit aseară mama, din sătucui de departe, ca să-și vadă pe feciorul, astăzi domn, cu multă... Și încet, încet, la 3 ani, 2 ani, nu știu, i-am învățat de la 1 an. Dar la un moment dat, pe la 3 ani, am început să dau mici spectacole în familie, de ziua lui tata, de Sfântul Constantin, de Sfântul Nicolae, de Sfântul Ion, erau frații lui tata. Și ne adunam. Și acolo, după mâncare și nu știu ce, Florin spunea o poezie. Florin, eram așa. Ăștia se topeau după mine, mă dai seama ce era. Și când am văzut, prima oară că nu se poate fără poezie, a fost la 2 ani jumate, probabil că știam deja, când am făcut aprindere de plămâni, a rămas pe afară, au tăiat porcul, nu știu ce, și m-a neglijat. Și am stat în frig toată ziua, seara dă-i să mori. Febră, 40-41, deliram. Și mama și-a dat seama că dormeam toți. M-a început să mă urc pe perete așa, din pat,
și să jalni vâjie prin noapte glasul codrilor de brad, ploaia cade, repes picuri, repes fulgerele cad, regina ostrogoților. Florine, ce-ai, mamă, era două noaptea. Nimic n-auzeam, nu vedeam eu, spuneam poezii. Urcându-mă pe perete, că nu știu de ce, ce știu eu. Atunci, probabil că am avut nevoie cel mai mult de poezie. Cred. Atunci, fără poezie, nu puteam. E, mai târziu, am devenit și lucid. Adică eu, de exemplu, judec altfel lucrurile, mult diferit de ce, să, ce trăim. Eu cred că sunt două feluri de sfinți în lumea asta. Noi ne închinăm la sfinții bisericilor, credinței noastre, da? Sunt și alții, alte credințe, nu? Noi ne închinăm la sfinții care au descoperit că Dumnezeu există, care știu viața de dincolo prin intuiție. Că n-au dovezi, dar prin credința lor au avut viziuni, au viziuni și, și i-am numit sfinți intuitivi. Îi respect. Da, dar mai avem și niște sfinți, lumea nu-i socotește, dar mari inventatori care și-au sacrificat viața, care și-au distrus viețile, care au murit, Marie Curie a murit iradiată pentru știință și descoperind forțele naturii. Ăștia sunt sfinți cartezieni. Așa e. Ăștia sunt la fel de sfinți. Iar ei urcă spre aflarea adevărului pe un munte. Intuitivii sunt aici, cartezienii sunt aici. Și când ajung sus, ei cred că sunt în contradicție. Și când ajung sus acolo și se întâlnesc, nu mai e nicio contradicție. Degeaba s-a certat știința cu biserica. Corect. Secole întregi, pentru că, de fapt, toți spun același lucru. Așa e. Cam așa judec. Adică e un sistem filozofic, să zic mult, pe care l-am împrumutat de la lecturi, l-am compilat de la de acolo, de acolo și am propriul meu mod de a gândi și de a aprecia. Și am observat că nu m-a trădat, că încă lumea observă că judec bine, corect. Noi trăim într-o lume a minciunii. Așa este. Acum, noi trăim așa, eu spun o minciună sperând că ceilalți mă vor crede. Adică îi consider pe toți ceilalți imbecili. Dar eu sunt foarte deștept pentru că le spun așa cu angajat, așa o minciună. Și zic, uite, m-a crezut, bata, e bine. Ca să revin puțin la, la poezie, vreau să mi-aduc aminte că a existat o perioadă în care a fost la Cenacul Flacără. Am fost. 10 ani am fost în Cenacul. Da. Una dintre întâlnirile noastre v-am luat un interviu legat de Cenacul Flacăra, uh-huh. Și vorbeați acolo despre ce a însemnat acea perioadă. Și, și chiar vreau să vorbim despre asta, vreau pentru că e important. Păunescu a făcut cea mai mare echilibristică care se putea face în acea perioadă de tristă amintire pe care o știm, nu o mai comentăm. Că unii puteau să-l acuze că e cântător, cântăcios al lui Ceaușescu. Dar dacă erai atent și cât de cât inteligent, observai că el joacă pe muche de cuțit. Că, și după aia știam că de fiecare dată, aproape după un cenaclu, el avea câte o discuție, întâlnire, nu știu, cu Ceaușescu, căruia trebuia să explice ce a vrut să spună. Și Păunescu avea un stil de a explica, de te convingea. Odată că Ceaușescu l-a întrebat, de ce ești dumneata, că știu că spui, scrii poezii, de ce ești dumneata așa de trist în România noastră socialistă? Păi întrebare, ce tot spui dumneata de tristeți? Ce tristeți? Că poporul nostru e vesel și bine. Și s-a uitat la un șas, cum să nu fiu trist, tovarășu Ceaușescu? Când văd că dumneavoastră albiți, când văd că vine bătrânețea și n-ai ce-i face, eu cum să nu fiu trist? Că Prostovanu a rămas și a zis, domnule, stai, domnule, puțin are dreptate, ăsta mă iubește. Păunescu avea un mod de a face echilibristică. Așa.
Pentru că în cenacul Flacă, ții minte odată, am venit și am zis, domnul Ponescu, vreau să spun o poezie care nu se poate spune în mod normal. Monologul Puiului de Vulpe al lui Evtușenko. El o știa. El citea tot, știa. A, Evtușenko, pui de alea cu securitatea. Spune, domnule. Prima dată a spus-o la Galați. Lumea percuta. Rămâneau așa că ce dracu zice ăsta? Și când am spus, în final, e slab în libertate fiul constrângerii. Nevolnic de pripas, cel zămislit în cușcă îi va duce veșnic dorul și îngrozit îmi detei seama că iubesc crescătoria și zăvorul, patria mea, căminul meu firesc. Păi cum se zice asta pe scenă în perioada comunistă? La cenacul nu se spune, zi mă, lasă, că explic eu cumva. A avut același efect această poezie cu Ferma animalelor de mai târziu. Păi da. Da. Păi da. Da, sărim acum la Orwell. Ce imagine, ce viziune, nu imaginați. A avut omul ăla, a zis 1984, dar n-a zis 2021, 2020. Dar e perfect ce a gândit. Așa. Și Ferma animalelor și 1984 sunt perfect intuite. Așa e. A fost un șoc în acel moment, mi-aduc aminte. Perfect intuite. La fel cum îmi aduc aminte, făcând parte dintr-o generație care asculta cenacul Flacăra cât se poate, pentru că oricum altceva nu aveam băi, la da. Dispoziție, dar am crescut cu poeziile de acolo, am crescut cu acele piese muzicale extraordinare. Păunescu pentru mine mai are o valoare incredibilă. Îl citeam și îmi plăceau și îmi plac poeziile lui. E un versificator minunat. Eu l-am asemănat cu Vasile Militaru. Nu i-am spus în față, dar Vasile Militaru a fost poetul care a murit prin pușcării, nu știu, n-a murit de pușcărie, dar a fost mult, că era poet legionar, foarte bun versificator, scria versuri extraordinare, dar lumea nu știe că Vasile Militaru este cel mai mare fabulist român. Nu Donici, nu Donici era român, nu mai știu, rus, ce dracu e Donici? Donici. E, nu mai știu, dar Vasile Militaru e un fabulist cu metaforă, cu păi de mine. Dar era socotit fost legionar și l-au băgat, l-au omorât acolo. E, Păunescu era întâi și întâi un enorm versificator. Enorm versificator care punea în versuri și spunea avea ușurința lui Topârceanu, nu știu cum să zic, că te citeai o poezie și pe asta puteam să o scriu și eu. Nu știu de ce nu mi-a venit mie. Dar niciodată, la 10 ani de cenaclu, Păunescu nu m-a întrebat măcar, băi, dar tu o poezie de-a mea nu știi? Foarte bine, niciodată, bună observație. Niciodată. N-am știut, nu mi-am... Ce vrei să spui? Hani, cântam un cântec, cioc, cioc, succese, bă. Perfect. Toți îi cântau cântece făcute de... S-a supărat pe Vasile Niculescu, care a scris Trăiască România, Trăiască Tricolorul, Trăiască Alma, Venus, Maria sa poporul, noi cavaleri ai luptei, noi vașnici cetățeni. Și Vasile Niculescu a zis, Traian, a zis, domnule, îți bagi joc de versurile mele, că nu, că-ți retrag versurile. Și a zis, perfect. Și a doua zi a apărut poezia Trăiască România, Trăiască Tricolorul, fără Alma Venus, nu știu cum, scris de Păunescu. Dar lumea n-a observat că s-au schimbat versurile. A scris ceva care să poată continua pe melodia asta. Alifantis a cântat alt text și nimeni n-a zis, melodia conta, parcă... E, Păunescu avea niște sensibilități, avea niște profunzimi și era extraordinar de inteligent. Nu-ți dădea timp, dacă intrai într-o dispută cu el, la o replică lui, tu eventual stai să te gândești un pic, ce să-i spui? El nu se gândea, el răspundea direct. Avea o repeziciune a minții demnă de un mare poet. Așa este. Și iarăși am apreciat
Nichita era cu totul alt gen de poet și alt gen. Căpănescu îl respecta enorm. Erau mari amândoi, au o poză de mână așa, l-a chemat odată pe Nichita la cenaclu. Și s-a dus, a spus ceva, nu știu ce. Dar el nu era poetul haleră, poetul ca să recite în public, mai se cântau versuri puse de Frățilă, de alții, dar de Sorin Dumitrescu, dar nu. Nichita era altceva, era cu totul alt nivel. Nichita era regele. Hai să spunem o poezie de Nichita, vrei? Cu mare bucurie. Cu mare bucurie. Ascultați-o. Eu n-am înțeles cum de s-a publicat. I-am zis, și n-a recunoscut, a zis, poezia asta n-are nimic politic. Lasă-o în pace. Nu-i convenea că putea fi interzis și nu-i convenea. Mai bine să nu... Mulți pe lângă Nichita se făceau că nu observă. Și îl publicau și curgea și toată Nichita. Și când colo era, nu, era de nepublicat. Ascultă poezia. Eram vrăjit și nici nu mai mișcam, toți vulturii stăteau înțepeniți în aer, iar soarele spărsese cerul cu sunet de lumină și cu vaer. Pe jumătate doar din ea copilul îl născuse, ea două capete avea. Timpul încremenise, bătut în palma ta, Iisuse. O, Eli, Eli, lama sabachthani. O, Eli, Eli, mi se îngroșase râul ca o jugulară peste gât, pe câmpul ăsta nearat, urât. Și caii se evaporau ușor, deasupra nu era vreun nor, mă înzeiam, mă înzeiam, nu mai muream, nu mai muream, iar țara mea era un geam prin care nimeni nu privea. Stam, rege fix de piatră și de stea, ținând oprit cuvântul în gura mea, necântător. Da. Cum, domnule, când spui și țara mea era un geam prin care nimeni nu privea? Și s-a publicat și... Nichita. Era spart zăgazurile. Veneau la Nichita în casă, venea, nu mai știu cum îl chema, dar era civil, eu nu am știut, șeful securității române. Dar de ce venea? Că nu așa putea să instaleze microfoane. Venea să-i citească și el poezii de ale lui, să dea Nichita ok-ul, că-s bune sau rele. Incredibil. Avea și... Cum îl chema, domnule? Toți ați auzit ăsta mai... Da. Mai în putere de el, de Părțeanu, de nu știu cum îl chema. Și era, și eu, Nichita zice, faceți cunoștință, uite, prietenul meu s-a înfins, așa pare bine. Bă, ce eram eu pentru o muscă, așa. Și eu stăteam, când mă nimerisem acolo, stăteam și el citea poezii. Și zice, aici e bine, ia, mama, dă-i un creion. Și scrie puțin, e corecta așa. Ce vrei, bătrâne, decât să bage microfoane în casă și să interpreteze ei ce am discutat aici, mai bine că vine el. Sigur. Cum să nu? Că așa, vede, ce rău fac, domn. Da, gândea în modul acesta. Da. Mai are o poezie pe care eu o ador și îmi place foarte tare. Eu nu mă spăl de poporul meu. O spunea Eusebiu Ștefănescu. Care? Eu nu mă spăl de poporul meu. Ah, dar nu știu. Nu, dar că și aici pune, da, care pune nu e accentul. Păi, de exemplu, din noduri român, și, din noduri și semne, eu învățam, știam toate poeziile. Aia cu vulpea.
Nu știu. Nu mă aventurez că nu. Improvizez, nu. Singura poezie pe care pot să o improvizez al lui Nikita, pentru că de fapt ideea e genială, este lecția despre cub. Aia pot să o improvizez oricând. Se ia o marmură, se cioplește, se lustrește cu părul iubitei, cu gura infantei și când totul e gata, se ia un ciocan și brusc se sparge un colț al cubului. Și toți, dar absolut toți vor spune ce cub perfect ar fi acesta dacă n-ar avea un colț sfărâmat. Asta e lecție de perfecțiune. Asta e lecție despre perfecțiune. Așa este. Este ceva. Și aia când spune că dacă se sparge o piatră, vor băga înăuntru un zeu. Dacă se crapă un lemn, nu știu, vor băga înăuntru un zeu. Păi asta, aici sunt idei cât pentru două romane de Thomas Mann. Da. Of, Doamne. Deci, ce frumos. Când Nikita a luat premiul la Struga, trebuia să țină un cuvânt, un discurs. În limba română, îl traducea cineva. Și a ieșit cum era mare așa. Eram perioada când eram prieten. Public. Struga e un fel de Nobel al literaturii. A ieșit. S-a uitat la toți și s-a întors cu spatele. Cu spatele la public și a rămas așa. Lumea a tăcut. După aia a început să foșnească, după aia au aplaudat. Nu înțeles ce face omul ăsta aici. Și la un moment dat, când aplaudau și când s-a întors și a zis, eu m-am întors așa ca să vedeți cum îmi cresc aripi. Extraordinar! Extraordinar! Păi a rămas, adică Dumnezeu, ca să vadă cum îi cresc aripile de înger, de heruvim. Este foarte adevărat. Mi-am amintit acum de o întâmplare pe care chiar despre care știu că s-a tot vorbit. Am citit-o undeva, dar s-a tot vorbit despre ea, cu Ionel Teodorean, care la fel a întârziat la o conferință pe care trebuia să o țină, lumea s-a supărat sau necășit și la un moment dat a apărut după jumătate de oră, ținând în mână o ramură de zarză înflorit și a spus în fața tuturor, mă scuzați că am întârziat. Am așteptat să înflorească zarzărul. Și toată lumea a izbucnit în aplauze. Așa da, că exact același lucru. Păi noi am avut oameni mari, da, domnule. Nu avem, ce, cultura noastră, datorită comunismului, din cauza, nu datorită comunismului, e fragmentată. Pentru că noi nu știm ce scritură, ce poezie s-a făcut înainte de 40. Ce oameni au fost. Noi când auzim așa, zice, cine e ăsta? Noi nu știm de Vasile Voiculescu, mare lucru. Sigur, sigur. Vasile Voiculescu. Eram pregătit să spun o poezie de Voiculescu, dar nu fac față. Și decât așa, mai bine îndemn lumea să-l citească, pentru că Voiculescu este medicul fără arginți. El era medic, are barbă și toată lumea văzându-l zice că era un popă. E adevărat că era credincios și de el a scris sonete închipuite după Shakespeare. Și are peste vreo 100, are mai multe sonete decât Shakespeare. Și sunt fenomenale. Să mă gândesc la băieții, copiii ăștia care dau la facultate, la teatru. Păi nu citesc, vin cu ce știu ei, ce e un repertoriu așa, Moartea Căprioarei și cadre bune, foarte bune. Dar, domne, nu vine unul cu Zaharia Stancu. Pentru că nu-l citește. Eu merg până acolo încât îl cred un mare poet pe Virgil Carianopol, care a trăit în perioada comunistă și a scris, da, omul a crezut și vorbesc de poezia, ca și Stancu. Poezia lui e poezie. Nu e atoma. Plugul, Sapa și Condeiu au pornit să trăiere sau nu știu ce. Da. Nu e atoma, este... Sunt poezi mari, dar înainte de 40, poeți adevărat, scriitori. Da. Scriitori mari, cu succes la public. Uite Ionel Teodoreanu, dar nu numai el. Ionel Teodoreanu a fost un succes, cred că, în epocă mai mare decât Rebreanu. Cred.
Da. Care Brebreanu e un adevărat creator. Nu e un, vorbim de... Eu n-am, nu toți sunt Atoma. Atoma e un nemernic, o nenorocire. Întâmplarea cu Atoma este, așa ce a ajuns la mine, este că George Călinescu era șeful Uniunii, trebuia să-i dea premiul lui Atoma, că de. Și cum vorbea el, Călinescu s-a urcat la tribună, e autentic, domnule, e autentic, s-a urcat la tribună și a citit acolo, că a zis, marele poet, Atoma, că nu știi cum îl chema, nu îl chema Alexandru. E un nume mai conspirativ. Marele poet, Atoma, care alături de marii noștri, care depășește pe marii noștri corifei Eminescu, Coșbuc, Blaga, Goga, nu știu ce, prin poezia sa, plugul, sapa și condeiul, este o porcărie, domnilor, și a plecat de la tribună. Și l-au scos din funcție de Uniunea Scriitorilor. N-a putut omul. El a încercat. El a încercat. A scris acolo. Trebuie să spui ceva. Dacă îi dai marele, cel mai mare poet român și să și citezi din opera lui, că asta era. Plugul, sapa și condei. E o porcărie, domnilor. Și a plecat. Deci ce coloană, da? Da, nu știu, că și ăștia... De exemplu, în critica, în literatura română, cum e, istoria literaturii române a lui Călinescu, e exclus, sunt probabil mai mulți, dar e exclus Vasile Militaru. Adică nu e exclus, el scrie două rânduri. Da. Un poet legionar fără nicio valoare sau ceva așa. Am înțeles. Și e de ajuns să citești Vasile Militaru. Nu poți să-l ștergi. Asta e istorie, domnule. Istoria nu e politică. Dacă e, e. Nu poți să scrii tu acolo ce dai tu note în istorie. Istoria trebuie să consemnezi. Și-a făcut Călinescu. Și-a făcut multe. Ca și Sadoveanu. Sadoveanu cu un caracter discutabil și cu al său Nicoară Potcoavă. Că... Dar Sadoveanu are operă. Și la noi s-a practicat aceeași metodă față de valori, cum au practicat francezii față de Céline. Céline a fost colaborator nazist. Fără discuție. Trebuia șters din toate analele. Nu s-a putut. Era de o calitate extraordinară, artistică, și l-au păstrat pentru că, de cât au spus, e colaborator. Colaborator și gata, da. E mare. E, așa se procedează. Nu ștergi din istorie, domnule. Pentru că suntem într-o perioadă importantă, cea a zilelor culturii naționale. Da. Suntem în luna ianuarie și nu avem cum să nu vorbim și despre Eminescu și despre tot ceea ce înseamnă cultura română. Trebuie să vorbim și de ceea ce înseamnă limba română pentru dumneavoastră. De ceea ce trebuie înseamnă... să vorbim și de bietul Eminescu. Pentru că prea a vorbit Patapievici, dar a vorbit parcă... Nu mai el, a vorbit foarte mult. Știu, dar Patapievici cu scheletul din dulap și cu nu știu ce, parcă a depășit orice limită. Da. Așa, să treci cu vederea, să faci antisemit. Păi dacă citești de adevăratele, Eminescu nu era antisemit niciodată. Și ca să nu uităm un lucru mai mult decât important, Eminescu are o gramatică a limbii sanscrite, da? Asta nici eu nu știu. Asta a studiat și asta a făcut. Deci există o gramatică a limbii sanscrite pe care el ne-a lăsat-o. Și mi-aduc aminte, am avut o întâlnire, spun eu, scrisă în stele, pentru că l-am cunoscut pe Grigore Vieru și stând de vorbă cu el, mi-a explicat ce a însemnat pentru el întâlnirea cu Eminescu. Citindu-i publicistica, pur și simplu a rămas fără grai. Și de atunci l-a așezat acolo unde trebuie să stea și tot timpul a vorbit despre Eminescu așa cum trebuie. Da, știu. Cum se cuvine. Știu. Și mi-a rămas așa întipărit în memorie iubirea cu care vorbea despre Eminescu și cu care a vorbit până în ultima clipă. Până în ultima clipă. Da, Eminescu cred că are aceeași soartă pe care o are România.
De ce, domnule, de secole, pe noi ne disprețuiesc, ne atacă, ne scuipă, ne vorbesc nu de că turcii au venit peste noi sau rușii, vorbesc de oamenii de cultură din Europa. De ce suntem la coada calității? Când noi am dat oameni care ori ne-au fost luați cu totul, adică Brâncoșii e francez și gata, am terminat discuția. Enescu la fel sau ce știu. Adică de ce? De ce? Paulescu are un motiv. A fost pro-legionar și a crezut foarte tare în asta și l-au pedepsit. Deși vorbeam de istorie, păi nu-i corect. Totuși el a descoperit tratamentul diabetului. Sau, adică el a descoperit și au luat alții niște tiriplici premiul Nobel. Ai zice că a fost o întâmplare. Dar cum dracu de e o întâmplare, aceeași întâmplare se repetă și cu o dobleja? Da. Adică în 1939, nu, 29, o dobleja scrie Psihologia consonantistă în franceză. O trimite la toate bibliotecile din lume. Și la New York, și la Londra, și la Paris. O scrie în franceză. Și se termină primul război mondial. A fost doctor de război și a plecat la Severin. Eu l-am cunoscut pe Dobleja, un moș, că nu treceai pe lângă el fără să... care avea în spate, că cu atât mai mult, avea un băț și de băț erau prinse 10 perechi de tenisi chinezești. El venise că stătea lângă Severin și un prieten mi-a zis, uite mă, pe Dobleja, nu ești nebun. Vino cu Anea Ștefane. Ăla, ce pe moșulică, uite, faceți cunoștință, o Dobleja, Dobleja. Bă, tu te domnule, și ăsta e bătrân rău de tot. Da. Și el nu poartă, avea noduri, ce știu, avea și el o nebunie de artist, de creator. Da. Nu poartă decât tenis. Și s-au băgat tenis chinezești la Severin și a venit special și și-au luat 10 perici. Incredibil. Și n-avea un sac, avea, le-a legat cu șireturile toate de un băț. Și umbla cu tenis așa. Pleca acasă, la autobuz, la autogară. Ștefano Dobleja, da, care a scris Psihologia consonantistă. După care, peste 10 ani, Nordberg, Wiener, ce nume, ceva are o rezonanță care mi-e foarte cunoscută. Nordberg, Wiener, în Anglia, nu? A făcut, a inventat cibernetica preluând Psihologia consonantistă. Oricum, calitatea lui Nordberg Wiener este că a știut să citească. Nu, că de citit o citiseră mulți, dar nu înțeleseseră nimic. Ăsta a înțeles. Și a făcut un pas în față și a inventat ceea ce comuniștii spuneau, că e însuflețirea materiei. Că noi nu, ce cibernetică, ce, noi, masa asta are suflet, are viață. Cibernetica înseamnă că materia începe să gândească, cum zice domnul profesor Dulcan. Deci, și când a apărut, nu știu, l-au descoperit unii, uite mă, Dobleja aici, a scris, a făcut, a început scandalul, imediat Ceaușescu, în 88, nu știu când, a fost chemat la Londra și i s-a dat, pentru ocazia, nu știu cât timp de la asta, premiul Norbert Wiener, mai pas de-l neagă. Da. Și prostul, deși lui Ceaușescu, că era patriot, i s-a spus, băi, cineva i-a spus, ăsta e o Dobleja nostru. El n-a dat premiul înapoi, diplom, cealaltă. Că el era admirator, el nici nu auzise de Norbert Wiener, nici nu știa ce e aia. Cibernetica fusese interzisă până la alte ieri. Și acum îl face pe... Bun. Și au început niște discuții și niște dispute. Na, veni revoluția și se duse totul. Da. O Dobleja a murit, bineînțeles că nu, a trăit destul omul. Da. A încercat, dar ce să facă? Și acum, Paulescu n-are nicio valoare, o Dobleja nici atât, deși invenția lui Paulescu este foarte valoroasă. Diabetul, chestii, cum se numește, pancreatină, a numit-o el. Da. Substanța care... Așa. Dar ce a descoperit o Dobleja e importanță mondială. Cibernetica e viitorul omenirii. Adică ce a descoperit o Dobleja n-a mai descoperit nimeni, e
ca ăla cu bomba atomică, dar măcar bomba atomică e distructivă, adică omoară oameni. Dar ce a descoperit omul ăsta? Care își purta în spate tenii și pe un băț. Și nici nu mai e pe nicăieri, el nici nu e. Am eu, am scris o carte și acolo am scris, se dedică lui Ștefano Dobleja, cel care acum, și scriu acolo. Da. Da, asta, nu veni și eu acolo un epigon, că să scriu și eu, să-l susțin cât pot, să-l susțin. Foarte bine că am vorbit acest lucru. Hai să aici, spun o poezie a lui Vasile Militaru. Eu mi-am notat titlurile aici, că după aia uit. Deci, o poezie de dragoste a lui Vasile Militaru, că prea am vorbit de el ca un poet, nu știe nimeni. Și atunci a zis, bă, cine e ăsta Vasile Militaru? Vine cu... Ascultați puțin poezia asta. Jos în iazul de la moară, cu răchite ca de ceară, doi moșnegi cu neaua în plete taie mlajă. Moșnegară, un bătrân, a cărui vorbă nu prea are căpătâi, spune cum l-a prins pe dânsul focul dragostei din tâi. Îmi dăduse mustăcioara. Nu știam pe atunci ce-i dorul. Îmi plăcea să fac adesea prin păduri pe vânătorul. Într-o dimineață lină, dam spre codru de jugaștri și mi-e și măranda în cale înaltă, blondă, ochi albaștri. Îndemna cu o nuielușă spre pășune doi viței cu ochi umezi și cu părul galben tot ca părul ei. Era strânsă într-o catrință cu chenare, numai în fluturi. Gura roșie ca macul, parcă tot cerea săruturi, iar a sânilor căpșună pârguită, cum să zic, parcă sta să spargă pânza piepților de borancic. Nu vedeam întâia oară cu viței ei pe lungi. Nu văzusem niciodată însă mândră ca atunci. Ce fel mă priviră nu știu ochii dracului de fată, dar simți că au întrins și un ceva care mă îmbată și am rămas așa cu ochii pironiți pe urma ei până s-a pierdut prin codrii din suhat. Cu hăi viței. Două luni întregulițe am oftat de jale pe cărarea dinspre codru, încercând să ies în cale, fiindcă niciodată, vere, nici măcar așa în șagă, nu i-am spus că ea e fata cea din tâi care mi-e dragă. Într-o dimineață lină, cu vânatul prin pădure. Și mi-e și cu o cofă în mână, pasămite după mure. Și cum străbătea pădurea printr-o rariște de tei, dă tufișul la o parte și ies blând în calea ei. Știu că ne-am luat de mână, dată curăm nu știu cât. Nu puteam gări o vorbă, parcă aveam un nod în gât. Și târziu, în faptul serii, pe cărările pădurii, mi-am spus dorul pe tăcute, sărutându-i macul gurii. Parcă văd și acum, pe lutul cărăruiei cotitoare, cum pluteau în fața noastră galbeni mari, căzuți din soare. Parcă simt și astăzi, vere, cum îi strâng cu dor mijlocul și cum gura-i măsărută mai cu foc
de cum e focul. Cu privirea în gol pierdută, mut rămâne moș negară, gol în care amintirea doar te face să rămâi. Și cum ține în mâna dreaptă o răchită ca de ceară, parcă arde o lumânare pentru dragostea din tâi. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația Muzeului Național Literaturii Române și a mea, implicit. Și sunt convinsă că toți cei care ne-au urmărit și v-au ascultat vor încerca să descopere frumosul în fiecare zi. În fiecare zi. Pentru că de urât ne-am cam săturat. Iar eu cred că poezia are un rol foarte important în viața noastră. Cum spun, are, eu, are. Da, nu, nu, vreau să intervin puțin. Da. Se poate trăi fără poezie. Nu, se poate trăi. Are Monciu Sudinski o scriere în care spune: poetul nu-i periculos, că dacă iei cartea lui în mână și nu-ți place, o arunci și mergi mai departe, n-are nicio problemă. Mâncarea e importantă, îmbrăcămintea e importantă. Poezia nu. Poezia este, ca orice act artistic, este ceva care vine după ce necesitățile de bază au fost. De-aia horele, de-aia cântecele, jocurile, nu știu, se fac la strângerea recoltei. Așa se făceau. Adică întâi oamenii se asigurau că totul e în regulă și de bucurie făceau și băutura toamna, făceau și femeile, după aceea simțeau nevoia să îmbrace frumos și își croiau în casă o hăinuță, o ie, o ceva. Acum sar eu de la una la alta, dar sunt foarte, vreau să bag într-un spațiu mic multe idei. Sunt foarte mirat că de ce scriitorii noștri, academia, nu corectează cuvântul ăsta, pentru că noi avem un cuvânt dacic, ie. Păi cum să scrii i-e? Când este cu doi de i, este i-e. Adică copii cu trei de i, copii cu doi. I-e, când se zice, avea pe ea o i-e, o i-e. Ce e asta, domnule? Nici atâta grijă n-avem pentru nimicuri. Asta e un nimic. Este i-e. Așa e. Da. Parcă ar fi greu să zici ouălelor. Ouălelor. Că așa e, ouălelor. Nu ouălor. Ouălor. Așa e corect. Ouălor. Du-te, domnule. Adică, sunt unii care au un interes să bage la rădăcina limbii cât un fitil așa și să o facă peiorativă. Nu știu ce să-i facă. Da, sunt foarte multe lucruri pe care înainte le scriam într-un fel și știam că sunt corecte așa, după care s-a intervenit pe parcursul timpului și... Că nu mai știi cum e corect. Și nu mai știi cum este corect. Da, este foarte adevărat. Sunt lucruri care... Da, ia, este eu îmbrăcăminte dacică. Nu, că n-am luat-o de la francezi, nici de la unguri, care ei au luat de la noi tot timpul. Noi n-am luat-o nici de la slavi. Ia este dacic, dar e cu doi de i. Da. Ne luam la revedere și acum am început altă. Nu este nicio problemă, pentru că ultima mea, de fapt, înainte să-mi iau la revedere, aș fi vrut doar să întreb dacă mai este iarba de acasă la fel de verde. Păi, iarba e mai puternică decât taurul, că se îndreaptă la loc. Taurul o mănâncă și după aia îl taie și pe el cineva și dispare. Păi când iarba e ca omul. Din reîncarnare în reîncarnare, iarba nu se pierde. Ce frumos! Acum putem să ne luăm la revedere cu gândul acesta. La revedere, dragilor! Mulțumim mult pentru că ne-ați ascultat și că ne-ați privit și ne-ați îngăduit și vă dorim să vă bucurați de tot ceea ce înseamnă poezie și de tot ceea ce înseamnă frumos. O zi bună tuturor!